bucătarii cu centrale de încălzire autonomă care s-au deconectat de la sistemul termic colectiv vor plăti pentru energia consumată în cadrul blocului până la 10%, asta în loc de cele 20% cât sunt calculate în prezent. Modificările au fost efectuate în virtutea adresărilor mai multor consumatori care au precizat că 20% din costul unui metru pătrat este o povară financiară pentru ei, în condițiile în care facturile la gazele naturale achitate de ei sunt cu mult mai mari decât cele ale consumatorilor conectați la sistemul centralizat. Va da socoteală cetățenilor. Premierul Pavel Filip va prezenta astăzi raportul privind activitatea sa pentru cele 100 de zile, de la învestirea la șefia executivului. Filip, care este și vicepreședinte al Partidului Democrat, a fost învestit în funcția de prim-ministru pe 20 ianuarie curent cu votul la 57 de deputați. Procedura de votare nu a durat decât vreo 30 de minute, în timp ce în fața legislativului mii de cetățeni scandau împotriva învestirii unui nou guvern condus de aceiași oligarhi. Ceremonia oficială de învestire a premierului a avut loc la președinție noaptea, pe Furiș, fapt care a provocat numeroase semne de întrebare și controverse în societate, dar și printre experți. Recent, fracțiunea parlamentară a socialiștilor a inițiat procedura pentru înaintarea moțiunii de cenzură împotriva guvernului Filip. Ca în fiecare an de joia curată, deputații și consilierii socialiști, dar și membrii și susținătorii PSRM, vor organiza o acțiune de salubrizare. Astăzi aceștia vor merge în parcul forestier din sectorul Ciocan al capitalei, unde vor face curat pe porțiunea dintre străzile Mihai Sadoveanu și Codrul Cosminului. Evenimentul face parte din campania națională socială Iubesc Moldova. Se împlinesc 2 ani de când cetățenii Republicii Moldova beneficiază de regim liberalizat de vize cu statele membre ale Uniunii Europene. Moldovenii pot călători fără vize în țările europene, exceptând Marea Britanie și Irlanda. Ei pot merge liber pentru o perioadă de până la 90 de zile în decurs de 6 luni. Chiar în primul an de liberalizare a regimului de vize, de acest fapt au beneficiat circa 500.000 de moldoveni. Deputatul PLDM Maria Ciobanu scrie pe rețelele sociale că pentru politicienii din Moldova dorința de a se menține la putere a devenit o obsesie. Curând, scena politică de pe Bâc se va umple de persoane independente și simple care vor candida la funcția de președinte al statului captiv Republica Moldova. Mai scrie deputatul, dând de înțeles că perioada electorală, înainte de scrutinul prezidențial de pe 30 octombrie, va fi una destul de fierbinte când vor apărea o serie de candidați, mai mulți sau mai puțin independenți și dependenți la șefia statului. Menționăm că PLDM a spus că va merge cu un candidat propriu, dar nu exclude și unul comun cu alte forțe de opoziție pro-europene. De sărbători fără ambuteiaje, serviciul vamal și-a sincronizat activitatea cu cea a poliției de frontieră, astfel încât de sărbătorile pascale să fie evitată blocarea traficului la granițe, a declarat șeful Vămii Vitalie Vrabie la o emisiune TV. Totodată există și o înțelegere cu România în privința formării punctelor mixte de control la frontiera moldoromână. Am vorbit cu Claudiu Ardeleanu, omologul meu român, și mi-a promis că va face tot posibilul ca să nu fie create ambuteiaje în perioada sărbătorilor de Paște, când un număr mare de moldoveni revine pentru o perioadă scurtă acasă, a mai spus Vrabie. Maria Bortă, care s-a aflat din 2005 în fruntea Casei Naționale de Asigurări Sociale, a fost demisă din funcție la solicitarea premierului Pavel Filip. Este un rezultat al situației în care ne-am pomenit cu acel proiect de lege, prin care s-au indexat cu 10% pensiile și 36.000 de pensionari s-au pomenit după indexarea din 1 aprilie curent, cu venituri mai mici decât anterior. Parcursul tuturor celor care vor avea o asemenea atitudine față de elaborarea actelor guvernamentale va fi unul foarte scurt, a precizat premierul. După indexarea pensiilor cu 10% din aprilie curent, pensionarii, pensia cărora nu depășeau 1.500 de lei și care beneficiau de ajutor financiar de stat, au fost privați de acest suport, dat fiind faptul că pensia lor depășea deja cuantumul de 1.500 de lei. Reguli noi. Până la sfârșitul anului curent, la importul laptelui și produselor lactate, al cărnii și cimentului din Ucraina, vor fi aplicate taxe vamale în mărime de 10-15%. Țara noastră, prin introducerea acestor taxe, încearcă protejarea pieței interne de importurile masive de lactate din Ucraina. Potrivit datelor Ministerului Economiei, volumul produselor lactate importate din acest stat a înregistrat în 2015 o creștere considerabilă. Astfel, importul de lapte acru, lapte prins și smântână
iaurt și chefir a crescut de 1,5 ori, de brânzeturi cu 33%, iar de salamuri de 14 ori. Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a anunțat următorul curs valutar. Prețul pentru 1 euro a crescut cu 7 bani și este de 22,39 lei. Dolarul american are mai mult cu 2 bani și costă 19,80 lei. Leul românesc s-a apreciat cu 3 bani și valorează 5,01 lei. Hrivna ucraineană a rămas la cotația de 78 de bani, iar rubla rusească a adăugat un ban și costă 30 de bani.